Ai, îmi dă ceva să ronțe, că tot doare gingia mea, sunt dinte. Are 5 dinți, este al șaselea, de fapt a ieșit și se răcuțoare dureri. Și este deja 12 ceasul, băieții mari sunt la cumpărături, eu sunt acasă cu Eric și a venit poștașul. Și nu știu unde este cheia de la casă, una este la Cipri, dar cealaltă, credeam că e pe aici prin casă, în fine n-am găsit-o. A tot sunat la ușă și până la urmă i-am deschis geamul și i-am spus că nu găsesc cheia, că na, ne-am mutat și este un haos total aici. Și au venit niște pachete, am 3 pachete aici. Cred că unul din ele este telefonul lui Cipri, pentru că i s-a stricat cel vechi, adică aproape stricat, are pe jumătate de ecran o pată mare albă. Când îl sun, nu poate să răspundă, trebuie să îmi dea, să-mi închidă, să-mi resping apelul și să mă sune el înapoi. Și au mai venit încă 2 pachete care nu știu ce sunt. Și mi-a dat pachetele pe geam, poștașul, pentru că dacă n-am avut cheie să-i deschid ușa, na. Am improvizat. Ideea este că ne-am descurcat. Asta e important. Da, cine-i vorbăreț? Cine-i vorbăreț? Cine? Eu sunt în bucătărie pentru că este un complet haos. Nici nu vă arăt bucătăria pentru că vă puneți mâinile în cap, credeți-mă. Așa, weekendul acesta avem planuri mari. Vrem să punem podeaua din vinil într-una din camere. Nu am mai pus niciodată, nu știu ce o să iasă și dacă o să iasă, să sperăm că o să iasă, pentru că a fost scumpă, foarte scumpă a fost și sper să nu o stricăm. Sper. Am spălat vasele și este plin coșulețul acesta. Și vreau să vă zic că mi-a luat jumătate de oră sau ceva de genul. Timp în care aș fi putut să fac altceva, să petrec timp cu copiii mei, de fapt cu Eric, că Eric este acasă, Eddie este plecat cu Cipri, după cum v-am spus. Dar mi-am dat comandă de o mașină de spălat vase care trebuie să sosească săptămâna viitoare, marți. Iar acum probabil că o să-mi spuneți, păi da, dar pe vremea bunicii și mamelor noastre, ce făceau? Că spălau vase și nu se mai plângeau atâta, cum zic unele persoane. Nu mă plâng, pentru că nu mi-e greu să spăl niște vase, dar timpul adunat cât speli zilnic vase, pentru că se adună, mai ales la 4 persoane, nu vorbesc de familiile mai numeroase, cât spală săracele mămici. Se adună. Azi o oră, mâine o oră, poi mâine o oră și tot așa, câte ore din viața noastră petrecem numai să spălăm vasele. Nu mai zic de alte lucruri pe care le facem. Și, da, abia aștept să-mi sosească mașina de spălat vase. Din punctul meu de vedere, în zilele noastre, când și așa nu avem mult timp la dispoziție, pentru că viața din ziua de azi este haotică, este agitată, avem și joburi, avem și copii, avem și casă, și soț, mai facem și alte activități extra pe lângă toate acestea, este necesară. Deci, în ziua de astăzi, o mașină de spălat vase este o necesitate din punctul meu de vedere. Și de ce zic că este o necesitate? Pentru că economisești timp. Timp prețios pe care îl poți petrece cu copiii, să te joci cu copiii sau să faci o activitate cu ei sau pur și simplu să stai cu copiii tăi fără să faci ceva plănuit dinainte. I-am dat lui Eric o jucărie ca să se joace și acum e atent acolo, e concentrat. Și de asta zic că este necesară o mașină de spălat vase, pentru că economisești timp, economisești apă. Cel puțin mașina noastră de spălat pe care ne-am achiziționat-o și care urmează să ne fie livrată consumă, da, la un ciclu de spălare 10 litri de apă. Care, ce înseamnă 10 litri de apă? Este o nimica toată, pentru că dacă stai să speli câteva farfurii, le speli, le clătești, ai consumat 10 litri de apă. Deci este o nimica toată, 10 litri de apă. Și da, este o necesitate din punctul meu de vedere, nu este un lux cum consideră probabil multe persoane din România, pentru că știu că în România este concepția aceasta că este un lux și că vai, ți-e greu să speli niște vase și că bunicile noastre și mămicile noastre cum spălau și noi de ce nu mai spălăm și că vezi, Doamne, noi suntem mai comod și ne-am modernizat și toate lucrurile astea. Dar din contră, eu consider că este un ajutor. Să desfacem pachetele, să vedem ce a venit. Pusă de silicon pentru telefon. Și încă una. Aceasta. Asta e metalică.
să cânte tobele. Așa, cântă toba. Basul și cu toba mare. Wow! Încă o dată. Chestiile astea să le păstrez că sunt utile. Ia să dăm telefonul. Ta-na-n! Frumosule, ce faci acolo? Hai în casă. Nu mă aude. Nu cred că mă aude. Da, uite. Hai, zici că ești un model. O să frângi inimile fetelor. Ce mă fac eu cu tine când crești mare? A? Faci coadă la ușă de fete. Și tu și frate tu. Ai, ai, ai. Mi-a dat, doamne, doamne, băieți. Nu, acum ține-te. E cu bine acum. Să-l vadă. Edi a vrut să-și lea pe albastru. Și l-a luat pe albastru. Că tot ce vrea Edi, tati, face cum vrea. Ai cum cea dată asta albă? A, de la Lidl, să nu? Ai primit cupon? Fine, n-am făcut Dania în caf. Un direct knock merg profitire. Nu zără gen șain furdi, ținu roguri șain furdi nec și te bește lungi Lidl online shop. A, ce tare. Aia trebuie să o păstrăm, da. Și așa mai vând de comandă. Mai sunt lucruri de luat. Ce fain sunt. Super. Dar știi care e chestia? Acum parcă numai plouă, numai s-a răcit, așa e bine. La muncă e cald. Da? Nu am luat ceilalți negru. Edi, când vrea să lucreze cu scule, are aici, da? Edi, nu mai iei scule de ale mele, da? Și ai grijă. Ai nevoie să lucrezi, uite aici. Ai văzut? Uite, ai și bormașina sau ce e? Da, șurubelnice electrică, ai ciocan, ai cheie, ai fierăstrău. Uite, ai și cască de protecție. Ia să vedem cum îți vine casca. Ia uite-te la mami. Ce bine stă, zici că ești Bob constructorul. Da. Știi ceva? Era mare înainte. Era mare și a reglat-o tati, așa-i? Așa, ca să ți se potrivească. Super, trebuie să luăm și echipament. Am primit și eu ceva, ia uitați. Cine vrea? Cine vrea? Și să vedem ce au mai cumpărat. Astăzi, de fapt, astăzi sau toată săptămâna în Lidl a fost săptămâna bio. Și au cumpărat numai lucruri bio. Iar aici la mâncare, să vedem, ouă, prune, smântână, paste. Ce bine arată, da? Vreau să fac un creveți în sos alb. Ok. Și eu vreau creveți în sos alb. Vrea să facă cu paste din acestea, taliatele sau taliolini. Taliolini. Sunt curioasă să văd, dar cred că o să fie bun. Nu știu ce avem. Caju. Așa, mai avem cartofi, felii de emmentaler, mezeluri, salam și șuncă, niște mini fricadele, mini chifăluțe din acelea, adică acestea. Ta-da-n! Și alte paste, ia să vedem. Ce paste! Cred că sunt bune și astea. Trebuie probate, încercate. Probate de unul vreo 5, da. Ce tare, e exact ca o piesă originală. Hai, e pune baterii, tati. Acest pachet, de fapt e ca un fel de trusă, care conține șurubelniță electrică, doar că mai multe piese.
Așa arată. Și tot pachetul acesta a costat 70 de euro la reducere. Și vorbesc mai încet pentru că doarme Eric. Și să nu-l trezesc. Arată bine. Ce fain e. Ce tare. N-am călcat. Lasă calc. N-am călcat. Pasă mare. E bine, știi ce aici să mai dai? Aici așa. Ba, e cum? Ba, da. Ba, da. Ba, da. Leca. Faptă bună!